Câte procese ați pierdut la CEDO? Niciun act a ofițerului de urmărire penală Bogdan Zumbreanu nu a fost declarat de natură să încalce drepturile omului. În timpul activității dumneavoastră în cadrul CNA-ului s-au întâmplat grave ilegalități, așa precum furtul miliardului, jafurile de la instituțiile de stat, pălătoria rusească, concesionarea aeroportului. Aveți dumneavoastră dreptul moral să aspirați la funcția de director? Am dreptul moral să conduc această instituție, deoarece în ea m-am format ca specialist. Cu siguranță nu veți muri din cauza modestiei. Primarii zic, CNA-ul este bâtă politică pentru primari și aceasta se întâmplă în cazul a sute de primari parcursul ultimelor 2-3 ani. Dumneavoastră, de fapt, ați făcut o constatare cu care îmi permit să nu fiu puțin de acord. Ia că domnul Filat, domnul Știoan de zile, se află nu aici, dar despre miliard nu se vorbește nimic și noi iară toți stăm, tot Moldova, stă și așteaptă crolul ăsta, crolicii ăștia de unde, din America. Dumneavoastră o să fiți manipulat și condus din punct de vedere politic. Care o să fie poziția dumneavoastră? Dosarele penale care vizează așa zisul furt al miliardului se află în exercitarea Procuraturii Anticorupție. Dacă în gestiunea Centrului Național Anticorupție se află dosare politice. Eu am avut în vedere, deci, dosare politice, dosare la comandă politică. Să înțeleg că sesizările deputaților privind faptul că undeva s-a comis o infracțiune este o comandă politică? Veți prelungi practica vicioasă de a aresta persoane care nu prezintă pericol pentru societate prin mănăstiri, aeroporturi, loc de muncă cu televiziuni după ele. Nu au fost cazuri când presa a sosit la fața locului înaintea noastră. CNA a publicat un spot publicitar prin care se spune că corupția înseamnă atunci când mașina și casele sunt înscrise pe numele rudelor. Cum rămâne cu angajații CNA care vin la serviciu cu mașini de lux de milioane, care au în posesie apartamente și case care sunt trecute în proprietatea rudelor? Rudele angajaților au dreptul să aibă proprietăți. O să conving angajații să fie mai modești, chiar dacă dețin bunuri de lux legal. Cauzele penale sunt pornite după acele negocieri, după acele presiuni de a adera la un anumit partid. Când foarte multe cazuri, aceste dosare sunt politice. Sunteți omul guvernării pentru, dacă vreți, această funcție vi se oferă într-un fel ca recompensă pentru atitudinea pe potrivă. Кандидатуру Богдана Зумбряну поддержали 60 депутатов. Согласно налоговой декларации в 2016 году, Богдан Зумбряну получал оклад в размере 17 тысяч леев. По случаю рождения ребенка в декларации указана сумма в 7 тысяч евро. Еще 15 тысяч евро Зумбряну получил после разрыва договора на лизинг автомобиля. Семья Зумбряну также получила пособие при рождении ребенка в 2016 году. На основании лизинга Богдан Зумбряну приобрел новый авто марки Hyundai Tucson. В 2015 году на день рождения кандидат на пост главы НЦБК получил оружие стоимостью свыше 140 тысяч леев. Семья проживает в квартире площадью 104 квадратных метра, приобретенной в 2013 году.